ce s-a întâmplat. Este ora 8 dimineață. Am adus-o pe Simona la spital să fac ultimele verificări. Am fost seară din nou pe la 1:30-2, crezând că Simona e destul de dilatat încât să poate să rămână în spital, așa că nu s-a putut. În schimb, azi dimineață deja lucrurile stăteau altfel. Acum Simona, cum am zis, e înăuntru în spital, face ultimele verificări și vedem dacă e suficient de dilatat încât să stea în spital. Asta înseamnă că pot să rămân și eu împreună cu ea în spital. Simona mă sună. Alo? Da. O să trebuiască să vii înăuntru pentru că sunt deja dilatată 4-5 cm și o să mă țină. Cât ești? 4-5. 4-5, deci poți să vin înăuntru, da? Da, numai că dacă poți să duci oare și bagajele sau nu știu. Și da, continuăm povestea. L-am sunat pe Edi, i-am spus că sunt gata ca să fiu internată și să vină, poate să intre și el, să aducă bagajele și să rămână cu mine. Și a venit, iar cea care mă verificase a zis că o să anunțe în cealaltă parte unde trebuia să fie internată, că o să ajung și să pregătească acolo sala și așa mai departe. Și a durat totuși ceva timp până ce a fost chemată, până ce a venit altă moașă ca să mă cheme înăuntru în salonul meu. Ții minte că nu mai puteam, dacă ți amintești, nu puteam nici să stau jos din cauza durilor, mă țineam de pat, nu mai aveam răbdare. La un moment dat, de nervi, așa, tot ziceam că, dar unde e odată femeia aia să vină să mă ia, unde? În final au venit două moașe, m-au luat, ne-au dus în salonul în care trebuia să stau eu și să dau naștere. Și e foarte interesant că în salonul respectiv doar ea era, nu erau alte... Da, deci alte... aici în Anglia când ești în travaliu și când naști, ai tu salonul tău. Salonul tău, și ești, da, doar tu cu moașele și cu cel care vrei să te susțină. Așa. Da, și... Procesul tău a fost un pic cam complicat. După acum. Aia, da, aș putea să zic că a fost puțin complicat pentru că eu simțeam că nu mai pot. Voiam foarte mult să mi se administreze epidurala, să mi se facă. Deși la început am zis că o să merg prin tot travaliul ăsta fără, tot n-am mai rezistat și am cerut. A durat iarăși până să vină doctorița care să-mi facă injecția, până s-a pregătit acolo. În final mi s-a făcut. Nu mai dau detalii cum a fost senzația. Mi s-a făcut epidurala, am fost mai liniștită, stăteam în pat. Ei monitorizau atât tensiunea și pulsul meu, plus febra, temperatura, mă scuzați, cât și pulsul fetiței și tensiunea ei. Și au observat la un moment dat că pulsul meu creștea și nu mai scădea, era foarte mare, de altfel aveam febră. Nu știau de ce aveam febră. Eu știam că epidurala poate să dea efectul ăsta advers, dar ele ziceau că nu cred că e de la asta, era destul de mare, mai ales pulsul mi era foarte, foarte mare. Eu nu simțeam, era ciudat că nu realizam chestia asta. Nu mai zic că ei mi-au și pus în venă anumite lichide, vitamine, etc. Mi-a dat și ceva gaz. Și eram foarte, deci nu, simțeam că eram pe altă planetă, efectiv. Vocile le auzeam ca dintr-un butoi, nu eram deloc conștient, adică eram conștientă, dar puțin. Simțeam că plutesc și că cu capul nori, ca să zic așa. Era o senzație foarte ciudată pentru mine, nu mă puteam concentra deloc.
copii? În tot timpul ăsta am început să am și o durere în partea stângă foarte, foarte mare. Nu puteam să mai respir din cauza durerii. Și deși aveam epidurală, simțeam totuși durerea asta în partea stângă. Iar eu, pentru că am scolioză, de fapt epidurala s-a dus mai mult într-o parte. Nu a fost echilibrată în ambele părți a corpului și de asta am simțit durerea respectivă. Nu au știut nici ei să-mi zică de ce am durerea aia, da, motivul. În schimb, ei au venit mai mulți da. Doctori în același timp să vadă care e problema de fapt acolo, că într-adevăr ei au făcut un fel de test cu spray foarte rece să vadă dacă acolo simte sau nu simte. Și au fost zone în care ea nu a simțit și au fost zone în care au simțit. Și acolo unde au simțit și-au dat seama că e o problemă. Imediat au discutat între ei, au venit mai mulți și au început să o întoarcă pe Simona, ba pe o parte, ba pe alta, în așa fel încât epidurala și asta să fie cât mai egală. Să-și facă, da, efectul în tot. În ambele, așa, da. Și chestia e că mai ziceau ei că la chestia asta nu trebuia să ajungă mai sus, nu știu ce. Da, deci trebuia să stau într-o anumită poziție ca epidurala să nu fie, să ajungă mai sus, în partea de sus a corpului, normal, unde sunt plămâni, inima, etc. Da. Da, și mi-au administrat pentru durerea respectivă ceva în venă, nu știu exact ce. Și ușor, ușor mi-a trecut durerea respectivă. Dar pulsul meu tot creștea, tot era foarte mare. Și de altfel eu încetasem să mă mai dilat acolo jos. Și mi-au administrat în final oxitocină ca să încep să mă dilatez mai repede. Tot așa nu mă dilatam, starea mea nu se îmbunătățea, nu știau ce să facă. În final a venit o altă doctoriță și a zis că eu oricum, cum ziceam, nu eram conștientă foarte mult, dar mi-a dat de înțeles că trebuie să mi se facă cezăriană pentru că, de altfel, din cauza pulsului meu mare, era și pulsul fetiței mare și trebuia scoasă cât mai repede. A venit o doctoriță repede cu niște foi să le semnez că îmi dau consimțământul că fac cezariană. A venit anestezistul. Scuzați. Anestezistul ca să-mi zică ce o să mi se întâmple. În timpul ăsta eu vorbi cu Eddie, eu nu știam ce a vorbit cu el deloc. Și el s-a dus, a plecat din salon și când s-a întors era îmbrăcat în echipament de doctor. Ca să poată să intre și el în sala de operație. Când a intrat el înapoi în salon, am văzut așa un băiat îmbrăcat. Tânăr, da. Drăguț, chipeș. Da, am văzut că era îmbrăcat în echipament de asta. Nu știu, la început cu el eram așa, dar stai, cine mai vine acum? Ce drăguț e. Da, ce doctor e asta? Și era Eddie, de fapt. Și în sala de operație, doctorița a spus că totuși o să verifice acolo jos dacă pot totuși să nasc natural, dacă sunt dilatată 10 cm, dar cu forceps și altfel nu se putea, ca să o scoată mai repede și pe lângă asta ca ei să o întoarcă, pentru că deși era cu capul în jos, era poziționată puțin diferit și tot mi s-a făcut oricum anestezie totală și în final au scos-o cu forceps pe fetiță. Momentele alea, deși eu nu eram foarte conștientă când am scos-o, normal am început să plâng, m-am emoționat și au pus-o ei pe mine și ei de-a început să plângă când au văzut-o. În sala de operație. Da. Da. Spune momentul ăla când imediat... Da, deci când am scos-o, atât eu cât și Edi, că am vorbit după aia, nu ne-a venit să credem când ne-am văzut fățuca, că e așa frumoasă, deci ne-am văzut foarte frumoasă și era tot conturul feței ei așa frumos și nu arăta ca un bebeluș, atât noi am zis, cât și ceilalți, stafful, cât și cei care au văzut pozele de altfel imediat, familia noastră. Nu arăta ca parcă un bebeluș abia născut. Știți cum sunt bebeluși abia născuți? Așa puțin deformați la față, tot mov la față și
așa mai departe. Aici ea era parcă zici că nu abia a fost scoasă de, din mine. A fost foarte interesant că ea când era pe masa de operație acolo și eu eram lângă, momentul ăla când a scos fetița și după aia a adus-o spre noi, eu efectiv am rămas mirat, dar mirat în sensul ăla foarte bun și foarte... Oh, n-am crezut că o să am așa fată frumoasă. M-am așteptat să fie... Adică credeai că eu sunt urâtă. Nu. Legat de lumea. Fetița noastră, da, știi? Deci nu m-am așteptat. Când am văzut, oh, wow! Wow, știi, ceva de genul și tu ai fost cam în aceeași... Da, adică nu că ne așteptam să fie urâtă, dar pur și simplu, eu cel puțin știi și cum arată bebelușa abia născut și nu știu, aveam așa o altă imagine cu ea, dar am rămas mult mai plăcut surprinsă de ea, de fățuca care avea și... Da. Da, au fost niște momente foarte emoționante pentru noi atunci, eu, într-adevăr, în sala de operație nu m-am mai putut abține, deci efectiv mi-au curs lacrimile cam non-stop. Da. Și eu înainte să o scoată pe ea tremuram toată din cauza febrei una alta și după ce am scut fetii parcă totul a fost, parcă s-au liniștit apele atât psihic cât și fizic. Da. Și apoi am fost în camera apoi noastră. Apoi ne-au trimis, da, în camera în care... am stat pentru câteva ore ca să o verifice și pe ea un pic. El nu a putut rămâne peste noapte cu mine. Din cauza la COVID. Din cauza la COVID. Și restricțiile. Dar putea dimineața să vină înapoi acolo, în salonul în care eram eu. Mi s-a administrat atât mie venos cât și ei, intravenos, antibiotice, pentru că eu am avut febră în travaliu. Și da, de acolo totul a fost mai bine, mai greu, de altfel cu acest capitol nou. Da. Și acum ne bucurăm de fetița noastră. Ne bucurăm mai ales că am putut să o aducem acasă mai devreme decât ei anticipau sau noi am fi anticipat. Ei ziceau undeva la 5 zile. Chiar la 7 zile, 5-7 zile și am stat doar 2 zile pe lângă, da. Da, deci a fost foarte bine din punctul ăsta de vedere. Da. Și văzând și pe Simona și pe fetița acasă, m-am liniștit complet, adică chiar a fost bine. Și mai ales că am avut și pe părinții Simonei aici, ceea ce a fost un mare, mare ajutor pentru noi și mai ales pentru Simona și fetiță. Le mulțumim foarte mult lor și ne bucurăm că îi avem în viața noastră și în viața fetiței. Da, și ăsta e un capitol nou și ne bucurăm de ea. Se da de mâncare, cred că. Da. Fetița cere de mâncare. Deja fetița are 2 luni acum, deja au trecut 2 luni. Deci ușor, okay. Ușor ne adaptăm. Da, ne adaptăm. Da. Mai multe ore de somn. Da, mai de unde? Mai puține ore de somn la Simonica. Da. Da, cum am zis, toate cele bune, ne vedem data viitoare. V-am pupat! Pa! Cred că ce e mai fain e faptul că am putut să asist la nașterea Simonei. Asta a ajutat-o foarte mult și pe Simona să treacă peste momentele dificile și grele, nu? Și fiind acolo moral, nu? Te-a ajutat, nu? Da, foarte mult m-a ajutat. Dacă eram fără tine, era mai greu. Mm-hmm. Da. Și hai să vă arătăm fetița. Fetița doarme. Dacă mă întrebați ce are la mânuță aici, are o chestie, o protecție, ca să
îi pună prin vene, se pună medicament. Deci nu și-a rupt nicio mână sau ceva. Forever I watch you as you drive. Do you know I'm looking?